Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele? Ne întâlnim în această seară într-o ultimă ediție din acest an și dorim să nu vă rămânem datori, pentru că nu dorim să intrăm cu datorii în anul următor pentru a ne merge bine atât nouă cât și dumneavoastră. Așadar, deschidem liniile telefonice pentru dumneavoastră. Aveți cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi. Cel care vă va da răspunsurile este alături de mine, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și încercăm așadar să nu vă rămânem dator, să vă dăm toate informațiile în ceea ce privește sănătatea plantelor, fiind ultima ediție, așa cum vă spuneam, vă invităm să ne sunați și să ne avizați din acest an, ultima ediție din acest an. Să sperăm că ne vom întâlni sănătoși și bucuroși și în anul care vine și vă vom putea susține din punct de vedere informațional, astfel încât dumneavoastră la finalul anului, în toamnă, să obțineți recolte bogate, să vă puteți bucura de recolte bogate și sănătoase și să nu vă confruntați cu probleme, pentru că, nu-i așa, protecția plantelor, vă spuneam, este un subiect destul de delicat și puțin cunoscut de către specialiști. Alo, bună seara, vă ascultăm. Da, pe românile. Alo, bună seara, sunteți în direct. Am niște vițe de vie și am pus arații din brad. Când am scos arații, erau mâncați de niște insecte, niște viermișori mici, așa la un centimetru jumate. Și foarte mulți, nu știu ce sunt, nematozi, ce-or fi, nu știu, că am avut și în trupinile la vița bătrână, în scorburile alea, aveam așa ceva, viermișori din ăștia mici, foarte mulți, foarte deci albi la culoare și subțiri ca acu, așa. Probabil ca nematozi, eu știu ce sunt, ce să fie și știu că atacă și trupina de viță de vie. Ce semnalmente ați văzut la viță? Că n-am recepționat. Aracii la viță erau din brad, din stacheți de brad. Așa, da. Și când i-am scos acum, erau, partea din pământ era mâncată și avea foarte mulți viermișori din ăștia albe, așa, la lungime de un centimetru jumate. Da. Și subțiri ca acul. Da. Subțiri ca acul. Dar am avut și la trupinile mai bătrâne de viță, care aveau scorburi în ele, așa mai bătrâne, aveam acești viermișori. Uh-huh. Ce sunt nematozi? Sunt nematozi, dar da. I-ați găsit, le-ați văzut pe rădăcină sau pe tulpină, pe butuc? Nu, pe araci. Și am mai găsit la vițele bătrâne. La vițele bătrâne erau chiar pe scorburile din tropină, din butuc. Deci pe butuc. Da. În interiorul butucului. Da, unde erau scorburile așa. Deci aracii puteți dumneavoastră, dacă... Acum oricum trebuie să-i scoteți, nu îi scoteți afară. Dacă i-a scos, puteți să faceți în felul următor. Când timpul vă permite și este o temperatură de 2-3 grade Celsius afară, faceți o soluție de formol și îi îmbăiați. Simplu. Da. Nu mă băgați aracul într-o găleată care să aibă 30-40 de centimetri adâncime, da? Da. Și îl îmbăiați și puneți să se usuce. Nici o problemă. Iar la vița de vie, la butuci, să faceți dumneavoastră un tratament care l-am recomandat. Cu un produs pe bază de cupru și cu un ulei. Dar să mergeți la butuc, la îmbăiere. Să îmbăiați bine butucul. Am înțeles. Dar au mai rămas și în gropile alea de unde am scos arații. Au rămas. Da. În gropile de unde am scos arații. Au rămas. Nu este nicio problemă. În primăvară o să vă spun eu ce trebuie să faceți dumneavoastră acolo. Acum este tardiv. N-aveți ce să faceți pentru că nematozele se transformă în niște chiști foarte rezistenți. Nu aveți ce să le faceți. Mulțumesc. Dar în primăvară o să vă spun ce metodă este pentru așa ceva și puteți să rezolvați problema.
trăiți româna. Sănătate. Multă sănătate și la sărbători mulțumim. Fericite. La mulți ani, sărbători fericite. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sunt de la Alba Iulia și am vrea să vă întrebăm ce putem pune la orhidee ca să dea din nou floare. Să aibă din nou floare. Cu ce putem trata? În primul rând trebuie să o tratați cu un stres. Am spus în cadrul mai multor emisiuni, plantele ornamentale prin inflorescențe, după ce le trece perioada înfloritului, trebuie să urmeze un ciclu de stres, respectiv. O lumină mai puțină, temperatură mai scăzută și apă mai puțină. Ele astfel vor fi stresate. După o perioadă de o lună, în care o țineți într-un regim minim de supraviețuire, reveniți la îngrășăminte, la apă, la lumină și la temperatura mediului ambient unde ați ținut-o până atunci și ea va înflori din nou. Asta și este eventual valabil. Să-i schimbați și substratul vegetal. Este valabil pentru toate plantele care sunt ornamentale prin inflorescențe. Am crezut că aveți ceva tratament specific. Este tratament, vă spun, produsul Amalgerol. Este fabricat chiar la dumneavoastră în Alba Iulia. Cum îi zice? Amalgerol. Sau Amalgerol și Foliplant. Foliplant. Le puteți administra și pe masa foliară, da. Dar și pe pământ. Dar numai după o lună de zile de stres. Fără această perioadă să știți că plantele nu, pentru că ele se epuizează și au nevoie de această perioadă de stres în care să aibă un moment de respiro, cum să vă explic, pe înțelesul dumneavoastră. Bun, mulțumesc frumos! Sănătate. Multă sănătate! Alo, bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara. Direct. Am și o problemă, să-i spunem așa. La sfârșitul octombrie am cumpărat pom fructiferi sâmburoase și sămânțoase, pom de anul 2 și anul 3. I-am plantat, totul este ok, numai cam un mic nezbunire. Pomii pentru să ajungă din Moldova de unde i-am comandat în condiții ok, cel care mi-a trimis, tăiați și sunt decât o vargă înaltă de 2 metri jumate. Așa. Ce pot să fac acum? Îi tai la 60 sau la 40 deci, ca să formează cele crenguțe? Cum vreți dumneavoastră să faceți talia pomului? Dacă vreți să faceți talie înaltă, îl tăiați la 80-90 varga aceea. Dacă vreți să faceți o talie medie, se taie la 60-70. Și dacă vreți ca să strângeți fructele de pe pământ, să nu aveți nevoie de scară, la 50 de centimetri... Să faceți copii. Exact. Exact. Deci, indiferent că stau 2 sau 3, îi scurtez la 60. Exact. De acolo își formează corona. Și el mai crește, probabil, un 20 de centimetri. Am înțeles. Deci, în primăvară fac tăierile. În primăvară puteți să faceți liniștit. Dar când i-ați plantat? La sfârșitul, mi-ați cumpărat, la începutul noiembrie. Acum? Da, acum. Bun, atât faceți acum. Tăierea asta care v-am spus-o eu. Bun, mulțumesc foarte mult. Sănătate. Doamnește, sănătate. Multă sănătate și sărbători fericite să aveți. Mulțumim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, sunteți în direct. Am și eu o problemă. Vă ascultăm. Am o plantație de mere... cu mare 60-70 de mieri. Și am al doilea an un măr care primăvara îmi înflorește normal și face flori multe, ca și ceilalți, și după aia la dezvoltare mierele se formează, dar nu mai cresc și nici frunzele nu mai se dezvoltă puțin și nu mai cresc până la maturitate. Ați făcut ceva tratamente, i-ați dat ceva îngrășăminte foliare? Am încercat, s-a întâmplat 2 ani la rând, asta e anul ăsta, am dat și îngrășăminte foliare și mai e o chestie, deci se întâmplă o cracă sau două, faci frunzele normale și cresc merli cât de cât și restul nu. Așa. Și am observat că se mai extinde și la un măr, doi în continuare.
dar ăia nu sunt atât de afectați până toamna, numai el. Bun, aveți posibilitatea să administrați la pomii ăștia care nu se dezvoltă cum trebuie niște gunoi de grajd? Administrez în fiecare, deci eu acum iarna, pun gunoi de la păsări. Bun, și după aia în fiecare iarnă fac așa și cam multe păsări și încorporez în pământ. De la păsările dumneavoastră sau le aduceți? Da. Nu, de la păsările mele. Bun, e limpede, e bună treaba. Atunci, în primăvară, când încep să dea frunzele, începe pomul să se dezvolte, da, să le administrați produsul Folii Plant. Este un produs care stimulează creșterea. Și al doilea tratament, după ce pomul a început să se dezvolte frumos, să-l faceți cu amalgerol. Și o să vedeți că frunzele se dezvoltă normal. Și foliplantul puteți să-l aplicați în cazul pomilor fructiferi de în 3-4 etape. Deci, la prima etapă, când după ce Când încep să înverzească, când apar primele frunzulițe și sunt de mărimea unui ou de porumbel. Da. M-am gândit că nu are destul și am dat, anul ăsta i-am dat de vreo 2 ori. Dar nu ajunge, să vă spun ceva, gunoiul dumneavoastră de pasăre nu are azot. Are numai fosfor și potasiu. Da, știu lucrul ăsta. Deci eu le aplic am în jur de... Și la creștere... De 20 kg. Exact, și la creștere îi trebuie azot. Mm-hmm. Și poți să ne aplic și niște azot simplu? Puteți să-i administrați în mustul zăpezii primăvara, foarte devreme. Puteți să-i administrați, dar îngrășăminte complexe. Anul trecut am dat triplu 16. Așa, e perfect. Dați acest îngrășământ la rădăcină, la proiecția coroanei pe sol. Da. Și ăsta să-l aplicați în mustul zăpezii. Deci la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Eu m-am gândit să nu fie altceva, deci numai mărul ăla și eventual puțin spre toamnă să vedem la 2-3 pe lângă, restul nu. Încercăm să vedem ce se întâmplă. Dacă fenomenul se repetă, atunci ne spuneți și vă spun și altceva ce aveți de făcut. Sau dacă se repetă la anul, haideți să-l ținem sub supraveghere și să încercați să ne trimiteți pe adresa de e-mail a emisiunii poze cu pomii, să ne dăm seama. Și mare atenție, când tăiați pomii pe care ați văzut că au fost afectați, vă rugăm măcar după acești pomi dezinfectați uneltele cu care aplicați tăierile, foarfeș, fierăstraie, ideal ar fi să dezinfectați uneltele la fiecare pom. Da, știu lucrul ăsta, dar nu, deci practic pe el nu se vede boală sau ceva. Știi? Posibil, vrem să vedem și imaginea, dacă frunzele sunt decolorate, dacă frunzele sunt deformate. Și au la capătul lor, au capătul puțin ruginiu. Bun. Vreau să vă mai spun ceva. Frunzele care sunt decolorate. Decolorarea apare numai la masa foliară, adică la frunze, dar nervurile sunt verzi, le vedeți verzi? Nervurile sunt proeminente? Nu m-am uitat la lucrul ăsta. De-aia avem nevoie deci de poze. Frunza se dezvoltă cam un sfert de cât ar trebui să fie. Am înțeles. Dar dacă are culoare diferită, deci între nervuri, culoarea este mai gălbuie și nervurile sunt verzi, acolo poate să fie o problemă. Să știți că nu e chiar așa de simplu de diagnosticat, diagnosticat. Și de-aia încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră și să vedem cum putem să... Ne trimiteți în primul... Am dat și de... tot, și de rugină, și de... tot, am încercat toate posibilitățile, că am văzut că... Deci vârful la frunză e ruginiu. Dacă vârful la frunză e un început de rapăn. Am dat și de rapăn. Na. Cu ce ați dat? Și la rapăn, da, deci am încercat toate, din multe că nu mai știu, dar știu că am dat cu Nova din Progres. La este insecticid. Insecticid și funicid... nu mai șavit, nu mai știu ce am dat.
Dacă nu ați dat score sau... Corgus? Am dat și cu score, am dat și cu score, da. Ați dat? Da. Sau cu sustain forte? Deci încercăm, nu rezolvăm acum nimic. În primăvară, când apar frunzulițele, trimiteți-ne o poză și, pe e-mail. Și apar fenomenele pe care le reclamați, neapărat să ne trimiteți poze și să putem rezolva și această problemă, bine? Da. Bine, mulțumesc. Multă sănătate și sărbători fericite să aveți. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Alo? Bună seara, stați în direct. Bună seara. Bună seara. Am și eu câteva probleme. Spuneți, vă ascultăm. De la Târgu Cărbunești vă sun. Am, la de porumb, a apărut o plantă. Ăsta e, zic, lupoaie. Da, apare. Și la porumb și la floarea soarelui. Da. E, cum să vă zic, e exact cum e porumbul. Deci e o plantă parazită. Ea parazitează rădăcinile porumbului. Da. Deci acolo trebuie neapărat să evitați semănatul. La floarea soarelui, la porumb, sunt culturi care sunt frecvent atacate. Și nu se pot... Numai prin arătura adâncă și evitat culturile respective care sunt atacate, să le semănați o perioadă de 2 sau 3 ani. Tratament nu prea există. Da, am înțeles. O a doua problemă. Da. La grâu a apărut așa o fâneasă, parcă e o văd. La grâu. Prin grâu. Poate că este odosul. Este o buruiană odos și are semințele negre. Ca și ovăsul, dar este cu semințele negre. Da. Este odosul. Și această buruiană o putem combate, dar acum, în această perioadă, povestim numai povești. Că știți ce se întâmplă? Vă spun acum și până în primăvară, uitați. Ne auzim în primăvară și eu o să vă spun ce ierbicide puteți să folosiți ca să combateți și această buruiană. Sunt ierbicide care combat odosul, iarba vântului, chiar în graminee. Da. Oare ne-ați urmărit până acum? Foxtrot, vă spun unul, Foxtrot 69. Cum? Foxtrot 69. Foxtrot. Da, dar sunt mai multe. Vă spun unul, probabil că nu știu ce apar acum pe piață, de-aia nu vă spun acum, că s-ar putea întâmpla să nu mai apară, pentru că, vă spun, sunt de la 1 ianuarie să scot o mulțime de ierbicide afară. Sarea dimetilamină, obișnuitul ierbicid, să scoate. De la 1 ianuarie nu mai e voie să-l vândă. Da, am înțeles. Sunt niște probleme legate de anumite substanțe care nu vor mai putea fi comercializate în anul 2019. Trebuie să așteptăm începutul anului și atunci vă pot spune ierbicidele care le puteți utiliza în combaterea buruienilor și din cultura grâului, și din traporumbului, și găsim remediu și la lupoaie. Da, domnule, deci aș mai avea o problemă, să nu vă rețin mult. Spuneți. A apărut la prun niște păduchi așa pe tulpina prunului sus, dar mult și pe creci. În perioada de vegetație? Sau? Da. Bun, ăia puteți să-i combateți foarte simplu cu produsul Reldan, cu Nova din Progres, cu produsul Calypso. Sunt multe insecticide care le puteți folosi și acești păduchi sunt extrem de vulnerabili la orice insecticid. Dar acum, în această perioadă, eu vă recomand că acești dăunători au în scorța pomului au ouăle care rezistă și la minus 20 de grade.
Da. Și bine ar fi ca dumneavoastră să faceți tratamentele în perioada de repaus. Deci când, după tăieri, să faceți tratamentele cu produse pe bază de cupru amestecat cu un ulei care conține insecticid. Uleiul respectiv face o peliculă pe coaja pomului, nu mai lasă să respire nimic și în momentul când nu mai respiră, insectele respective vor muri. Da, am înțeles. Din câte îmi dau seama, nu ne-ați urmărit sau nu ne-ați urmărit constant, dacă o să începeți să urmăriți emisiunea, o să vă dați seama că noi la momentul și în funcție de fenofazele de dezvoltare, noi vă facem recomandările în ceea ce privește ierbicidele la majoritatea culturilor și tratamentele la culturile care trebuie tratate în acea perioadă, cu ce se tratează, momentul în care se aplică aceste tratamente, dozele, și evident produsele. Doar trebuie să ne urmăriți, nu neapărat trebuie să ne sunați și veți vedea că vom ține pasul cu temperaturile, cu înaintarea în vegetația fiecarei culturi și vă facem recomandările. Da, bine, mulțumesc. Multă sănătate, sărbători fericite să aveți. Alo, bună seara, alo? Vă ascultăm. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Stă română. Vă ascultăm. Alo? Sunteți da, vă ascultăm, spuneți. Am și eu o problemă să vă întreb la cais, da? Pe timp de vară, când e în vegetație, da? Apar niște crenguțe cu niște smocuri de frunze dese așa și mai galbene. Da, da, este vorba despre apoplexia caisului, o boală virotică. Virusii produc asemenea chestiuni. Dumneavoastră, dacă ne-ați fi urmărit pe parcursul anului 2018, eu am spus... Cum încep să apară primele... Caisul prima dată înflorește. Da. Și după aceea apar frunzulițele. Când da. Apar primele frunzulițe, să folosiți la tratament produsul Ditane sau Ditane Neotec. Ce se întâmplă? Da. Prima stropire care o dau înainte de mugurire... Da. Îi dau cu, cu piatră vânătă. Da. Și mai concentrat puțin. Așa. Pentru ca să întârzii mugurirea, dacă la noi în Telorman sunt brume din astea. Așa. Așa. După aceea, îi dau cu un insecticid și cu ditan. Ditanul nu iese niciodată din stropire la mine, ditan și cu captadin. Bun, dar cine va recomanda? Eu totdeauna îi dau cu insecticid da? Și fungicid. Bun, cine va recomanda dumneavoastră să folosiți sulfatul de cupru? La... Sulfatul de cupru, să știți că nu se folosește. Deci este scos de câțiva ani de zile din producție. Da? Nici nu mai este în codex. Deci în această Biblie a protecției plantelor nu mai există sulfatul de cupru. Da? Nu mai există. În cazul ăsta cu ce să-i dau un... Deci v-am spus, tratamentele care se fac la cais în perioada de repaus cu un produs pe bază de cupru, Champion, Funguran, Cosite, împreună cu un produs pe bază de ulei. Da? Uleiul fie... corticol da, dau fie că este confidor la 10 da. grade. Sunteți amabili. Ori ne ascultați sfaturile noastre, ori ne învățați dumneavoastră meserie. Noi, dumneavoastră ați făcut până acum într-un fel. Noi venim cu alte recomandări. Da, da, v-am înțeles. Eu v-am spus ce am făcut eu. Am înțeles că ați făcut greșit. Deci noi ce vă recomandăm, sulfatul de cupru nu este compatibil cu uleiul horticol. De ați făcut dumneavoastră două tratamente. Noi vă recomandăm aceste produse care sunt compatibile, se amestecă și faceți un singur tratament. Dar încercați să-l ascultați pe domnul Ghibu și să vă culegeți. Deci după tratamentul de iarnă, lăsați pomul în pace, nu mai faceți absolut nimic până când îi cad florile. Și da. Când cad florile și apar primele frunzulițe, da? Atunci faceți primul tratament cu produsul Ditane. Da? Să știți că la cais nu prea da? Sunt insecte. Foarte rar apar afidele.
Nici nu trebuie să folosiți insecticide multe la cais. N-are niciun sens. Iar ditane trebuie să faceți tratamente, de la primul tratament, încă 4 tratamente, din 2 în 2 săptămâni. Da? Și nu mai trebuie să folosiți niciun alt fungicid decât produsul ditane. Da? Da. Altceva nimic. Deci, mai puțin insecticid, dar ditane să-ți fie în 2 în 2 săptămâni. Insecticidele dumneavoastră trebuie să le aplicați în momentul când vedeți insecte acolo și caisul nu prea are insecte. Da. Da. Ați văzut pe cais ceva insecte? Nu prea am văzut așa, sincer să fiu, prunii sunt. Aia e altceva, la prun apar afidele și apare viesprea prunului, apar multe insecte la prun. Dar la cais de regulă apar doar dacă apar. Apar afidele, niște păduc de frunză în vârful lăstarilor. Și foarte rar viermele. Și foarte rar. Da, foarte rar, foarte rar. Deci faceți ce vă spunem noi și nu o să mai aveți necaz cu apoplexia caisului. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate. O seară bună, să rămână să trăiți. Multă sănătate și sărbători fericite să aveți. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, să rămâne. Bună seara. Să trăiți, domnul inginer. Bună seara. Să trăiți. Am și o problemă, am o viță de vie, niște rânduri de viță de vie și s-au înierbat, au crescut pirul pe acolo, nu știu cum să mă scap de pirul ăla. Deci, dacă notați cât se poate de urgent în anul acesta, dacă aveți posibilitatea să cumpărați produsul Basta. Basta? Basta. A, Basta, da. Sau Cicara. Cicara. Da. Da, da, da. Sau dacă via are un pic de tulpină, deci este un pic mai înaltă. Nu, e pe rod, dar s-a ierbat. Am înțeles că e pe rod, dar butucul este înalt. Butucul e vie veche, da, este vie, da, producătoare, nu e de aia. Am înțeles, dar de la pământ până la prima, prima frunză, cam câți centimetri sunt? Sunt 40, 30. Asta am întrebat. Deci dacă sunt 30 de centimetri, foarte bine, atunci puteți să folosiți și un ierbicid total pe bază de glifosat. Da, da, da. Este foarte ieftin. Deci Basta și Cicara, nu? Basta sau Cicara sau un ierbicid cum ar fi Roundup-ul sau glifosatul sau Sanglifo sau Cleanup. Și altă întrebare, vreau să mai întreb ceva. Vă rog. Aveam în gând să-mi fac un solar, să pun niște viță de vie de struguri de masă, mă înțeles? Se poate pune cu un rând așa de viță de vie de struguri de masă la solar, așa la... În solar și să-l creceți în solar, să recoltați de acolo struguri? Da, dacă se poate face metoda asta, mă refer. Lăsați că nu, strugurii nu se fac în solar. Asta numai Miciurin făcea pe timpuri. Nu, e o experiență așa, dacă se poate face. Ca experiență puteți să faceți, să nu împărtășiți și nouă. În general, plantele exotice trăiesc în deci vița de vie nu se crește în solar. Da, asta voiam, dacă... Nu. Bine, vă mulțumesc mult. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara, vă rugăm să comunicăm prin intermediul telefonului, dar lăsăm televizorul. Deci nu se discută același lucru ca la televizor? Ba, se discută același lucru, doar că există o întârziere de semnal și va trebui să comunicăm în telefon ca să ne auzim în timp real. Aha, deci n-am înțeles. Vă sun pentru prima dată, mă scuzați. Nu-i nicio problemă. Aș vrea să vă întreb un lucru. Am o livadă mică de aproape jumătate de hectare de măr și păr. Da. Ai măr și prun, scuzați-mă, vă rog. Da, da. Așa. Întrebarea mea este, în ce perioadă pot să pun bălegarul și cam ce cantitate să pune la fiecare pom? Acum se poate pune pomii, cam câți ani au? E anul 3 de... Anul 3. În jur de 20 de kilograme puteți să puneți bălegarul la proiecția coroanei pe sol. La ce distanță de pom să pune aproape? Sau... La proiecția coroanei. Dacă corona este atâta, la proiecția coroanei pe sol faceți un șanț și puneți bălegarul acolo. Acum, în această perioadă, se face fertilizarea. Mm-hmm. No, bine,
Și câte stropiri se dau de iarnă? De iarnă, un singur tratament se face cu un produs pe bază de cupru și un ulei cu un insecticid împreună. Asta în cazul în care folosiți produsele compatibile, uleiul horticole... Nici nu sunt altele. În combinație cu produsele pe bază de cupru, CEM, CEMPION, Alcopral, Funguran, Cosait. În cazul în care folosiți alte produse, care cum este, de exemplu, fosta polisulfură de calciu, polisulf de tip MIF, acel produs nu este compatibil. Deci trebuie să faceți două tratamente. Trebuie să faceți două tratamente. O trecere cu, cu acest produs și una cu un produs pe bază de cupru. Și în ce perioadă e cel mai recomandat să se facă? În ianuarie, februarie? În perioada, deci după efectuarea tăierilor, obligatoriu trebuie să faceți acest tratament în ferestrele de iarnă, când afară temperatura este de 2-3 grade Celsius, cel puțin 4-5 ore să se uște soluția pe pământ, pe pom. Pe pom, da. Bun, deci, și dacă eu tăiere o fac cu niște băieți de specialitate care vin în februarie, e prea târziu. Nu-i târziu, numai în momentul în care faceți în februarie sau spre sfârșitul lunii februarie, trebuie neapărat să urmăriți timpul și să faceți stropirile, pentru că s-ar putea întâmpla să fie o desprimăvărare mai rapidă și pomii să înceapă să pornească și pornește seva. Și acolo unde se fac tăierile, iese seva afară și sporii de ciupercă să lipesc acolo dacă nu faceți tăierea. Nu faceți tratamentul. Și se produce imediat infecția. Eu de-aia am recomandat tăierile să se facă acum. Bine. Când timpul e rece și ciupercile nu germinează. Sporii ciupercile nu germinează și nu se instalează. Deci îmi recomandați să încerc să fac tăierile în ianuarie. Le puteți face ferestrele de iarnă. Eu zic că nici în februarie nu o să fie foarte, foarte, foarte cald. Puteți, dacă aveți echipa programată, eu știu ce înseamnă să aveți tăietor programat și știu ce înseamnă și pentru acei lucrători. Numai să nu pornească cel puțin două săptămâni pomii în vegetație. Atunci este perfect. Bine, vă mulțumesc frumos și să vă mai sun când voi mai aveți nevoie. Bine. Cu drag sau ne urmăriți și cu siguranță noi vă dăm toate informațiile de care aveți nevoie în avans, astfel încât să nu vă surprindă evenimentele negative. Multă sănătate și sărbători fericite. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, bună seara. Sunt direct. Sunt Denia Lomnița, am 93 de ani. Mulți înainte sănătoși. Vă rog, am niște viță de vie, vreo 25 de butuci. Cu ce îngrășământ să-i dau? Și în special când movila în Ialomița la noi e cam geluri mai mari ca peste tot. Deși am căutat viță mai fără. Așa, dar să-i dau cu ceva care să coacă coarda mai bine, adică să nu rămână să vegeteze. Puteți să dați în perioada aceasta, există soluții anti-îngheț tip MIF. Da. Da, asta cum se numește? Soluție anti-îngheț, da? Tip da, MIF. Unde o găsesc? O recomandați, rugați pe cineva să intre pe internet și caută această soluție, vă duce direct la producător sau o găsiți în magazinele de bricolaj, la secțiunea grădină, unde găsiți și sămânța de iarbă, unde găsiți și produsele de grădină, la magazinele mari, ați înțeles, nu pot să dau nume. Unde găsiți și materiale de construcții și Sunt magazine unde să vând semințe de iarbă, să vând semințe de tot. Așa, acolo găsiți. Acolo găsiți. Și acolo găsesc, da? Da, și mare atenție, soluția se administrează în concentrații diferite în funcție de temperaturile cu minus la care vreți să asigurați protecția. Se crește concentrația soluției în cazul în care se anunță sau în zona dumneavoastră sunt temperaturi de până la minus 23 de grade. Dacă nu sunt așa temperaturi scăzute, atunci concentrația soluției... Acum, în funcție de iarnă, că se întâmplă că și sunt temperaturi și mai scăzute la noi, dar...
Dar nu mereu, dar oricum e mai scăzut, cele mai temperaturi scăzute, îi zice movila, și movila înseamnă o ridicătă la pământ. Deci mușuroire. Nu e cu 2 grade mai scăzut. Da, deci da, da, faceți mușuroirea la butuc. Așa se numește. Mușuroirea am făcut-o, da. Așa. Am făcut-o. Dacă ați făcut mușuroire, da, să știți că salvați vița de vie, nu este nicio problemă. Și vă mai pot spune ceva. Dacă doriți la butuc, puteți să puneți acum îngrășăminte naturale și alea prin descompunere creează o temperatură puțin mai ridicată decât ar trebui să fie afară. Nu știu, dar e recomandat să dea și cu astea, cum să vă spun eu, cu ce se dă la grâu, porumb, de exemplu, MPK. Nu, să vă spun ceva. Deci îngrășămintele granulate, alea le puteți da primăvara în mustul zăpezii, la sfârșitul lunii februarie. Da, 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 da. Da, bine, mulțumesc. Sănătate. Multă sănătate și sărbători fericite. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara, doamna Cristina. Bună seara, doamna inginer. Bună seara. Am și o problemă cu niște flori. Le-am băgate în casă, adică pe hol. Cu ce aș putea să le întrețin, să nu se îngălbenească? Dacă doriți să le mențineți verzi, să vă cumpărați îngrășământul Foliplant, da, și faceți tratamentul o dată la 3 săptămâni. Stropiți și planta și pământul. Da, da, da. Iar da, da, pentru accelerarea dezvoltării și să arate frumos și să crească mai accelerat, să vă cumpărați produsul Amalgerol. Două tratamente în această iarnă sunt suficiente. De Amalgerol. Și Amalgerolul cum pot să-l dizolv? Amalgerolul 10 ml la 1 litru de apă. Deci, dar să fie apa călduță. Să se poată dizolva ușor. Da, puteți să-i stropiți și planta și pământul. Da, da, da. Și altceva, praful de cărbune, deci nu cenușa, praful de cărbune care se cerne, aș putea să-l folosesc în grădină? Cenușa o puteți, dacă faceți foc cu lemne, cenușa o puteți folosi. Nu, dar praful de la cărbune nu se poate praful folosi. Praful de cărbune nu conține absolut nimic. Da. Nu. Deci da. Brichetele acelea din cărbune, lignitul, coxul și Nu. Deci ouăle acelea care se folosesc, nu vă ajută cu nimic în agricultură. Da. Mulțumesc. Însă cenușa din lemn aia vă ajută cu siguranță. Deci numai cenușa din lemn și cenușa de la cărbune nu. Nu. Da, mulțumesc frumos, sărbători fericite. Mulțumim asemenea. La fel și dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm. Salut, mâinile, bună seara, domnul Gine. Bună seara. Am și eu o mică problemă, de-abia v-am prins. Spuneți. Un cais care are 10 ani și niciodată nu vrea să-mi dea caise. Înflorește foarte multe flori. Rămâne o caisă, două și cu timpul se termină și aia. Din ce zonă ne sunați? La Craiova. Acolo trebuie să aibă, să se facă caisele. Însă știți ce rugăminte am luat? Să-mi spuneți dacă ați făcut ceva tratamente la pomul ăsta. I-am făcut, da. Am făcut pentru prima oară anul acesta, 2018. Bun. Deci acum dumneavoastră să faceți în felul următor. Faceți tratamentele din perioada de repaus vegetativ cu substanțele care le-am spus, unul pe bază de cupru împreună cu un prost, pe bază de ulei și un insecticid. Ele se vând la pachet, în general. Tratamentul ăsta îl faceți când afară, în perioada asta de iarnă, o să apară și zile cu temperaturi de 2-3 grade Celsius. Faceți tratamentul la îmbăiere. După care, în primăvară, după ce cad florile, apar primele frunzulițe. Și frunzulițele, când sunt de mărimea unui ou de porumbel, atunci stropiți din două în două săptămâni
5 tratamente cu produsul Ditane sau Ditane Neotec. Da, da, da. Acestea sunt tratamentele care trebuie să le faceți la CAIS ca să aveți CAISe. Bineînțeles, dacă timpul este favorabil și nu survin înghețurile târzii. Dacă eventual se preconizează să aveți la îndemână produsul Amalgerol, este un produs care elimină stresul legat de înghețurile târzii. Și cu o zi sau două înainte, stropiți cu Amalgerol, produsul nu mai simte efectul înghețului și se dezvoltă normal. Amalgerol. Amalgerol. Amalgerol, da. Da, da. Da, da, da. Mai aveți întrebări? Vă mulțumesc foarte mult. Sărbători fericite. Mulțumim și noi. Bună seara. Asemenea, vă dorim și noi multă sănătate. Multă sănătate și sărbători fericite. Noi continuăm cu câteva informații pentru dumneavoastră, pentru că vine anul 2019 și trebuie să fiți bine informați și să folosiți, în primul rând, semințe de calitate. Caută semințele profesionale Agrosel în fitofarmacii sau pe www.agrosel.ro. În următoarele minute o să vedeți câteva imagini astfel încât să vă furăm inima și ochiul, să vedeți folosind semințele hibrizilor Agrosel, să vedeți ce rezultate puteți obține. Iar noi vom vorbi de varza roșie, de care am vorbit mai puțin, hibrizii de varză roșie creați de Agrosel, Red Pearl F1 și Red Wizard, hibriz de varză roșie, vă spuneam, hibriz Red Pearl, hibrid timpuriu de varză cu o perioadă de vegetație foarte scurtă. Scurtă, în jur de 70 de zile. În jur de 70 de zile cu căpățâna de un roșu purpuriu și cu căpățână rotundă. Da. În cazul acestui hibrid. Deci asta e cea mai... Deci de la 60 la 70 de zile este perioada de vegetație unde plantele se dezvoltă la maturitate. Red Pearl, vă spuneam, un hibrid de varză roșie creată de Agrosel, se recomandă pentru cultura de vară-toamnă, în consum proaspăt și pentru industrializare. Și pentru, da, să consumă ca și salată, ca atare, se pot face diferite preparate. Trebuie să menționăm că varza aceasta are o căpățână de aproximativ 1,52 kg, este rotundă și are o masă foliară foarte bine compactă, încât nu se elimină la curățenie decât câteva frunze numai. În cazul hibridului Red Wizard F1, vorbim de o varză roșie cu perioadă de vegetație între 75-80 de zile de la plantare. Este un pic mai tardivă. Mai tardivă, cu o căpățână în formă... E mai plată. Ușor turtită, rotundă, ușor turtită, da. Dar are o rezistență la crăpare și o rezistență totodată și la transport, pentru că... Da. Rezistența la agenții patogeni în cazul acestui hibrid este destul de crescută, care ne asigură nouă agricultorilor un confort. Exact. Și mai este de remarcat faptul că pe hectar poate fi cultivată aproximativ 30-40 de mii de plante la hectar. Cu ajutorul partenerului nostru, Agrosel, puteți beneficia, vă spuneam, de rezultate bune, de recolte bogate și sănătoase. Vă spuneam, majoritatea hibrizilor sunt rezistenți la virus, în special virus care nu se pot trata, nu se pot preveni, nu se pot combate, lucru care duce de obicei la decimarea culturilor. Ați avut în imagini, în general, hibrizii care i-am promovat, să vedeți de ce beneficiați folosind aceste semințe de calitate, dar accesând colaboratorul nostru, site-ul lor sau agenții din țară, veți vedea că beneficiați de mult mai multe culturi, porumb, dulce, ardei, tomate, varză, pepeni. Sigur, o gamă foarte largă de legume au, însă trebuie neapărat, în primul și în primul rând, agricultorul român să aibă încredere în produsele cercetătorii românești care fac aceste produse, pentru că ele sunt
în primul și în primul rând create în țara noastră, în al doilea rând sunt mult mai rezistente decât hibrizii care sunt aduși de afară și în al treilea rând sunt creat anume pentru anumite condiții legate de cele de pedoclimatice de la noi. Și este un lucru foarte important. Și cred că ar fi cazul să trecem și să apreciem produsele românești, pentru că iată sunt cercetători care lucrează în sprijinul agricultorilor și al consumatorilor și să revenim la gustul de altă dată, gustul din grădina bunicilor, cum le spunem noi, pentru că cercetătorii de la Grosel au lucrat pentru acest lucru. Și noi lucrează în continuare. Creează în permanență hibrizi noi care vă pot ajuta în obținerea de recolte foarte, foarte mari și sănătoase. Noi le mulțumim că ne-au fost alături pe parcursul unui an, au tot sprijinul nostru și le dorim un an nou care vine cu rezultate bune, așa cum le place lor să se mândrească. Publicitate, reveni! Caută semințele profesionale Agrosel în fitofarmacii sau pe www.agrosel.ro.